Bolnavii de COVID-19 ar putea să nu se mai vindece niciodată. E concluzia șocantă la care a ajuns un cunoscut medic și profesor universitar din Craiova. A analizat luni de zile virusul într-un studiu care poate răsturna tot ce știam până acum. Pacienții rămân cu leziuni grave, asemănătoare celor provocate de arsuri sau chiar de bătăi. Leziunile pulmonare, leziunile cardiace, leziunile hepatice erau evidente. Deja la examenul macroscopic al organelor s-a constatat că plămânii erau cu multă hemoragie, cu tromboze vasculare, își pierduseră elasticitatea, erau puternic modificați. Iată o structură total modificată a plămânului, nu se mai cunoaște nicio alveolă pulmonară. Practic, plămânul este ocupat de un țesut conjunctiv tânăr, un țesut similar care apare după arsuri, după tăieturi, după agresiuni din acestea fizice. Vedeți, nu se mai cunoaște plămânul sub niciun fel. Ați mai văzut astfel de modificări, domn profesor? Nu, sunt modificări brutale. Cei care dezvoltă forme grave, medicii grave de COVID, de infecție cu SARS-CoV-2, sigur, în opinia mea, rămân cu sechele. Plămânul nu-și mai revine în totalitate și aș fi curios să văd toți cei care au făcut forme severe, cam ce valori ale plămânului au, cât este oxigenul în sânge și ce capacitate pulmonară au, pentru că, în mod sigur, asemenea modificări pulmonare duc la fibroze pulmonare masive. Iată inima la nivel cardiac, acesta este mușchiul inimii, mușchi care, iată, este rupt, prezintă discontinuități. Ceea ce înseamnă că SARS-CoV-2 a afectat și inima. De fapt, toate studiile arată că nu numai plămânul are receptori care favorizează pătrunderea virusului în celule, ci au și celule endoteliale, celulele care tapetează vasele de sânge, au asemenea receptori și inima, și ficatul, și pancreasul, și tubul digestiv, și atunci infecția este multiorgan. Spun toți, m-am vindecat de COVID, nu este chiar așa, că rămân sechele. 100% niciodată nu cred că se vor vindeca.